Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați și nu uitați să vă abonați dacă vă place conținutul acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. Strigoii sunt, în mitologia românească, sufletele rele ale morților, despre care se crede că ar ieși noaptea din morminte și s-ar transforma într-un animal sau într-o apariție fantomatică, pentru a pricinui relele celor vii. Strigoii sunt niște creaturi mitologice ale poporului Dac, adoptate ulterior de către poporul român. Dacii considerau strigoii reprezentarea răului, spiritele celor adormiți ale căror fapte nu au fost demne de intrarea în împărăția lui Xamolsis. Dar, aceste date fiind transmise doar pe cale orală, legenda și-a pierdut conținutul inițial. Ulterior, poporul român i-a transformat în niște creaturi însetate de sânge, cu puterea de a lua orice formă și de a controla gândirea persoanelor expuse din acest punct de vedere. Cum se naște un strigoi? Strigoiul se naște ca orice copil, dar are în schimb un semn distinct: o chitie, o cămașă pe corp sau o căciuliță pe piele. Un astfel de copil este născut de o femeie care, fiind însărcinată, bea apă necurată, amestecată cu balele diavolești, sau când o astfel de femeie iese noaptea afară cu capul gol. Atunci Satana vine să-i pună pe cap o chitie roșie precum a sa. Pentru a preîntâmpina transformarea copilului în strigoi, chitia trebuie îndepărtată de pe capul copilului cât mai repede, căci altfel se zice că copilul o trage și o înghite transformându-se. Cine se poate transforma în strigoi? Copii care mor nebotezați, morții care în timpul vieții au făcut rele, cei care mor de o moarte grabnică, spânzurați, înecați sau împușcați, bolnavii care în timpul convalescenței rămân nesupravegheați și trece peste ei o pisică sau morții nepăziți peste care au trecut pisici, câini, șobolani, găini sau orice altă pasăre. De aici provine datina de a păzi mortul când este în casă. Există strigoi vii și strigoi morți. Când este lună nouă, strigoii ies din morminte sau își părăsesc trupul și încep să danseze sau să facă tot felul de răutăți. Noaptea lor este aceea de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie. Strigoii iau laptele de la vaci, iau mana grâului, puterea oamenilor, opresc ploile, aduc grindina și aduc moartea peste oameni și peste vite. De Sfântul Gheorghe, în data de 23 aprilie, flăcăi udă fetele pentru ca acestea să nu aibă de suferit de pe urma strigoaicelor, dar, pentru omorârea acestora, se caută mormântul celui presupus a fi strigoi și îi se citește rânduiala de către preoți și i se bate în inimă un par de stejar. În anul 2002, în comuna Dobrun, din județul Olt, s-a întâmplat un asemenea caz. O familie și-a dezgropat mortul, i-a scos inima, au ars-o și au băut cenușa. Moroiul este în mitologia românească dintr-un prunc mort înainte de a fi botezat, ucis sau înmormântat de viu sau dintr-un mort neputrezit căruia nu i s-a făcut slujba religioasă. Se crede că moroii plâng noaptea și își cer botezul. Există credința că moroiul este noaptea din mormânt în chip de fantomă pentru a pricinui rele celor vii dincolo de Carpați, în majoritatea zonelor etnogeografice ardelene, cu deosebire în țara moților și în zona pădurilor din județul Hunedoara, prin moroi se înțeleg exclusiv vrăjitorii, care fură laptele și, și mana vacilor, într-un exemplu unic de vampirism îndepărtat împotriva belșugului alimentar adus de animalele domestice. În schimb însă, în Oltenia și în Teleorman, sunt absolut identici cu strigoii, oamenii fiind convinși că dacă mortul a fost în viața sa un om cu inimă rea, a dușmănit pe rudele sale și s-a purtat aspru și fără milă cu ei, atunci, inevitabil, se face moroi. Pricoliciul este în mitologia românească un duh rău în care se transformă unii oameni după moarte și care ia înfățișarea unui animal. Ca și strigoii, ei sunt spirite malefice trezite din morminte spre a face rău oamenilor, în timp ce strigoii se aseamănă cu forma pe care au avut-o în viață. Pricolicii apar întotdeauna ca lupi sau câini mari și fioroși. Se crede că oamenii cu adevărat răi se transformă în pricolici după moarte și continuă să facă rău altor oameni nevinovați. De asemenea, Pricolicii sunt cunoscuți în lumea vie ca fiind copiii făcuți între rude de gradul 1 și 2 care se nasc cu coadă sau coarne, semnificând coarnele de diavol. Pricolicii mai sunt arătați în mitologia românească asemănări are unor copii cu o energie care nu se mai termină, care fac numai nezdrăvănii și rău altor oameni și care comunică cu animalele pentru a face pagubă. Vampirii sunt ființe mitologice sau folclorice, care subzistă prin hrănirea în special cu sânge de la creaturile vii, indiferent dacă sunt strigoi sau persoane în viață. Cu toate că entitățile vampirice au fost înregistrate în multe culturi și conform speculațiilor istoricului literal britanic Brian Frost, se crede că vampirii și demonii sunt la fel de vechi ca și omul însuși ajungându-se până în vremuri preistorice. Termenul de vampir devine popular la începutul secolului al XVIII-lea, după un aflux de superstiții vampirice în Europa de vest, din zonele unde legendele despre vampiri au fost frecvente. În slavă și tradițiile chineze, orice cadavru care a fost sărit de un animal, în special câine sau pisică, a fost temut să devină unul dintre nemuritori. Un corp cu o rană ce nu a fost tratată cu apă fiartă era de asemenea un risc. În folclorul rusesc, vampirii s-au spus că au fost odată vrăjitoare sau oameni ce s-au răzvrătit împotriva bisericii în timp ce ei erau în viață. Practicile culturale au apărut de multe ori. Pentru a putea preveni transformarea unei persoane iubite într-un vampir, îngroparea unui cadavru cu susul în jos a fost răspândită, așa cum a fost plasarea de obiecte pământești. În cea mai întâlnită legendă, se spune că primul vampir a fost creat de un demon. Multe ritualuri elaborate au fost utilizate pentru a identifica un vampir. O metodă de a găsi mormântul unui vampir indică conducerea unui băiat virgin prin cimitir sau a unui armăsar virgin. De obicei, aceștia erau de culoare neagră, dar în Albania sunt de culoare albă. Găurile care apar în pământ peste mormânt au fost luate drept ca un semn de vampirism. Cadavrele bănuite că ar fi vampiri au fost în general descrise ca având un aspect mai sănătos, grăsuț, ce nu prezintă semne de descompunere. În unele cazuri, atunci când mormintele suspecte au fost deschise, sătenii au descoperit cadavrele având sânge proaspăt de la victime pe toată fața acestuia. Usturoiul sau apa sfințită sunt obiecte din folclor. Elementele variază de la o regiune la alta. În Europa, de exemplu, se folosește o ramură de trandafir sau o stropitură de semințe de muștar pe acoperișul casei. Vampirii sunt în imposibilitatea de a merge pe un teren sacru, cum ar fi biserica sau templul. Metodele de a distruge vampirii variază. În Rusia și în statele baltice, aceștia pot fi omorâți cu o așchie de lemn. Potențialii vampiri pot fi omorâți adesea în inimă, deși în Rusia și Germania locul cel mai sensibil este gura, iar în nord-estul Siberiei stomacul. Decapitarea este metoda preferată în zonele germane și slave, dar mai există și alte măsuri, cum ar fi turnarea apei clocotite în corp sau incinerarea completă a acestuia. În Balcani, un vampir poate fi ucis fiind împușcat, înecat, stropit cu apă sfințită sau prin exorcism. Usturoiul în România poate fi introdus în gură și recent în secolul al XIX-lea s-au luat măsuri de precauție de a se trage un glonț prin sicriu. Pentru cazurile de rezistență, organismul este desmembrat și ars, iar piesele arse amestecate cu apă erau administrate membrilor familiei drept cură. O stafie denumită și fantomă nălucă sau strigoi este o ființă ireală, imaginară, pe care cred că o văd sau pretind că o văd, unii oameni și care reprezintă de obicei duhul unui mort legat de pământ. În general, stafia reprezintă închipuirea sufletelor celor morți, diferite însă de strigoi. Stafiile de regulă bântuie, adică se arată în locurile în care au trăit în timpul vieții. Cel mai adesea însă, fără a interfera cu existența actualilor locuitori, cel mult sperindu-i. Uneori pot fi văzute, alteori își fac simțite prezența numai prin sunete sau semne, obiecte mutate, luate din loc, etc. Dacă stai într-un cerc de sare, stafiile nu au cum să se apropie de tine. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră până data viitoare, numai bine!